Aflăm acum altă informație de ultimă oră. Consiliul Concurenței a declanșat 3 investigații privind posibila înțelegeri de stabilire a prețurilor pe piața producției de ulei de floarea soarelui, unt și zahăr. Pentru aceste produse sunt suspiciuni că producătorii s-au înțeles ca să crească suplimentar prețurile. Gina Vacariu, senior editor Antena 3, alături de mine. Gina, s-a tot vorbit despre aceste înțelegeri, de modul în care au ajuns alimentele să coste atât de mult. Vin primele informații de la Consiliul Concurenței. Bun găsit, Andreea. Da, a fost începută această investigație, au fost luate documente în urma unor inspecții făcute de specialiști de la Consiliul Concurenței, de la mai multe firme care comercializează, care fabrică și comercializează aceste produse, unt, ulei de floarea soarelui și zahăr. Ne amintim, pe de altă parte, că până și oficialii băncii naționale au spus la Antena 3 CNN că nu înțeleg de ce sunt creșteri de prețuri atât de mari la unele produse, la unele alimente, pentru că știi foarte bine, au fost plafonate prețurile la energie și spun economiștii și oficialii băncii naționale că nu ar mai fi trebuit să avem creșteri de prețuri, pentru că lucrurile s-au mai stabilizat. Trebuia să avem până la urmă o încetinire a creșterii prețurilor și am văzut cu toții că de fapt am avut o inflație mult mai mare în februarie. Da, Gina, important ar fi ca aceste anchete să nu dureze o veșnicie, ca să și vedem dacă așa stau lucrurile, ca să ia statul măsurile necesare. Da, așa este, Andreea, ar trebui ca aceste anchete să nu dureze și câțiva ani, așa cum se întâmplă la Consiliul Concurenței. Ne amintim că sunt anchete care au durat și 2 ani pe partea de carburanți, de exemplu, și până la urmă nu s-a ajuns la nicio concluzie dacă au fost înțelegeri în ceea ce privește creșterea prețurilor la carburanți sau nu. Vom vedea cum se va mișca Consiliul Concurenței de această dată pe această anchetă foarte importantă, pentru că trebuie să fim extrem de realiști. De fiecare dată când mergem în magazine, vedem, de exemplu, untul, că nu îl găsim mai ieftin de 17-18 lei, cam cel mai ieftin sortiment. La fel și la ulei, prețurile sunt foarte, foarte mari. Mulțumesc, Gina Vacariu, urmărim.